Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție BZI Live. Accidentele rutiere, accidentele casnice, arsurile, accidentele, nu știu, pe cele produse la locul de muncă, toate acestea produc leziuni, leziuni uneori care trebuiesc reparate de medicii, de chirurgii plasticieni. De aceea am invitat-o astăzi în platoul BZI Live pe doamna doctor Irina Hreniuk Jemnoski, medic specialist în chirurgie plastică la Spitalul CF din Iași. Bună dimineața, doamna doctor, și bine ați venit la noi. E bine prima dată. Bine v-am găsit. Cu cea mai mare plăcere. Doamna doctor, așa cum am discutat și înaintea acestei emisiuni, toate aceste accidente, cele de muncă, cele casnice, accidentele rutiere, arsurile, da? Toate necesită intervenție chirurgicală reconstructivă pentru că rămân sechele mari după toate aceste afecțiuni, traumatisme. Da. Cum este? Câteodată este traumatic, aș putea să spun, pentru că pacienții vin tot înfășurați într-un pansament mare, roșu, totul este acolo un amalgam și apoi desfacem. Și când desfacem, de cele mai multe ori, rămân și restul în pansament. Atunci chirurgul plastician trebuie să aleagă între ce rămâne și ce păstrăm și încercăm să reconstruim degețele, mânuțe, mai puțin părțile toracele, pentru că ne ocupăm cel mai mult de chirurgia mâinii, dar în general rezultatele sunt foarte bune, 70-80% din cazuri au finalitate pozitivă. Ce se încearcă să se facă la astfel de traumatisme? Ca să dau un exemplu concret, vine omul, pacientul, s-a tăiat într-un flex și are trei degete într-o pungă. Într-o pungă, da, să spunem așa. Asta cu cum păstrăm degetele este o altă discuție, că nu se pune niciodată pe gheață. Chiar trebuie să ajungem, da, și deci în punctul trei, acela. Da, o să explic mai încolo atunci și despre treaba asta. Ei, ce facem în acest caz? În primul rând trebuie să dăm pacientului ceva pentru durere, să avem Corect. Grijă de el, după care să evaluăm ce putem să facem, cât mai urgent, cât mai rapid. În principiu se intră în sala de operație, se reconstruiesc degetele, se replantează, pentru că înseamnă că au fost tăiate și le punem la loc. Lucru ce durează între fiecare degețel o oră și un pic, 3-4 ore, depinde. Am înțeles. După care așteptăm să vedem ce s-a întâmplat. Este mov, este roșu, e de bine, ce medicamente mai putem da și urmează partea cea mai grea pentru pacient, recuperarea. Cam așa ar merge un caz pozitiv, să spune cu finalitate pozitivă. Da, dar sunt și cazuri în care inclusiv aceste intervenții, da, de chirurgie reconstructivă, din păcate, nu mai pot salva membrele pacientului. Peste 6 ore de ischemie, adică peste 6 ore de când a fost un membru sau o secțiune de membru tăiată, este prea mult. Înseamnă că nu mai poate fi replantat. Degetele sunt un caz excepțional pentru că nu avem masă musculară. Și atunci, neavând masă musculară, nici necroza nu se produce atât de rapid. Și atunci avem șanse să salvăm. Se încearcă această salvare pentru că știm că putem avea rezultatul pozitiv. Dar dacă membrele au fost puse în condiții neigienice, să spunem, sau au fost aruncate și nu au mai fost găsite, sau mușcate... Ce înseamnă condiții neigienice și condiții igienice pentru transportarea unor părți din membru sau unui membru? Da. Neigienic este într-un recipient nesteril. De exemplu, a luat, nu știu, o punem într-o cană, punem într-un pahar, punem în ce găsim la într-un șervețel și îl ducem la spital. Nu este igienic. Bun. Nu punem în șervețele pe care le folosim, șervețele nazale, de exemplu. Nu, așa nu se face. Cu cât o porțiune din corpul nostru are contact mai mult cu mediul exterior, adică microbi, pământ, spus mai pe scurt, cu atât este mai rău. Ce înseamnă igienic? Membru sau, să zicem, degetul, că e mai ușor așa, da, se pune într-un pansament curat, ușor umed. Acel pansament este înfășurat la degețel, după care pus într-o pungă și punga respectivă pusă în gheață cu apă. Deci, bun, practic, membru respectiv nu stă niciodată în contact direct cu apa, pentru că se macerează. Corect. De aia. Corect. Și de multe ori vine așa în contact direct cu apa și, din păcate, nu avem ce să facem decât... Nu mai poate fi cusut la loc. Da, nu se poate. Spuneați că în această perioadă, și pentru faptul că da, s-a terminat sezonul rece, da, oamenii au început să iasă prin curte, prin grădină, să taie copacii, să trebăluiască.
Da. Cu ce cazuri vă confruntați în ultima perioadă, doctor? Primăvara este sezonul plantărilor și replantărilor de grădină, să spun. Așa. Și încep oamenii să pune diverse lucruri și au tot felul de instrumente tăioase, care au cuțite ce perforează. Dacă acel instrument, de exemplu, care sapă grădina, se blochează, omul încearcă să-l deblocheze singur și pune mâna acolo. Cât el e pornit. Cât el e pornit sau cât el este în priză, cel mai rău lucru. Sau un alt caz este că încearcă să-și facă, nu știu, un gard, că na, vine primăvara, zic și eu ca dumneavoastră, și nu mai are gardul potrivit. Și începe să taie cu flexul, cu faiul, cu abrihtul, fără mănuși, fără protecție. Poate după amiaza, poate noaptea, pe fondul consumului de alcool. Și atunci, bineînțeles, apar secțiunile de membre. De cele mai multe ori sunt la mâini, foarte rar sunt la picioare. Dar, de exemplu, o pânză de fai poate sări și în zona facială. Și în zona mai rău. Da. Există și varianta când deși se poartă protecție. Sunt accidente, dar foarte, foarte rare. Alte cazuri ar fi, acuși începe iarba. Așa. Tunsul ierbii. Tunsul ierbii este o poveste fiecare an care pe noi ne amuză în calitatea noastră de medici, dar e trist. Accidente provocate de motocoasă, nu? Exact. Sau chiar de coasă. Da. Pusul mâinii ca să repari pentru că nu merge, pentru că nu are, pentru că s-a blocat cu un fir de ceva. Uh-huh. Nu se pune niciodată mâna când instrumentul este în priză. Sub nicio formă. Se scoate din priză, se dezafectează, după care încerci să repari. Pentru că rămâi fără degețele. Și doamnele, un accident care pe mine mă amuză de cele mai multe ori. Poate pe ascultător nu. Facem ceva la blender. Da? Și blenderul se blochează și el. Că da, și ele se blochează, dar și ele au cuțite. Și punem degetul să deblocăm. Doamne, nu se face, nu face mix cu blenderul, cu blenderul pornit și cu degețelele. Ați avut cazuri? Da, da, da. De doamne, nu se taie foarte mult, pentru că nu apucă pacientul, își retrage mâna imediat. Dar este dureros, vârful de deget să-l ai secționat nu prea este plăcut. Da. Și nici aspectul la blender nu cred că este unul foarte... Bun, aici vorbim de aceste accidente produse în casă, în curte. Da, exact. Da? Casnice. Casnice. E, ce se întâmplă în cazul accidentelor rutiere, doamna doctor? Pentru că acolo știm că unele persoane rămân încarcerate, știm că reconstrucția membrelor înseamnă cu totul și cu totul altceva. Poate dura ani de zile. În cazul unui accidente rutiere, am în minte un caz recent al unui domn care a avut un tir s-a răsturnat peste mașină și are leziuni de apărare pe ambele membre superioare pentru că el a considerat că va muri și și-a pus mâinile deasupra capului. Ambele brațe au fost zdrobite, practic. Faza inițială a fost reconstruit osul, adică fracturile au fost refăcute de către medicii ortopezi. Da, pacientul are, noi nu avem doar oase, avem și mușchi, avem și nervi. Un membru superior, dacă este perfect intact din punct de vedere osos, mai are nevoie și de funcționalitate. Pacientul a rămas cu sechele la tendoane, scurtarea tendoanelor, a rămas cu sechele la nervii periferici. Asta însemnând ce? Concret, nu poate ține un pahar de apă în mână. Nu poate să scrie, nu poate să țină o foaie de hârtie pentru că îi scapă. Sau și mai simplu, nu poate să-și încheie nasturii. Și atunci intervine chirurgia plastică și încearcă să refacă acest flux și să reușim să facem acel nerv să funcționeze. Nervii periferici sunt precum niște cordoane. Uh-huh. Ne alimentează tot în corpul nostru și au o capacitate fantastică de a se regenera. Singurii nervi care se regenerează. Cu viteza de 1 mm pe zi. Interesant. Da. Dar asta sunt și nervi care nu vor să se mai refacă sau se refac după 5, 6, 7, 10 ani. Așa este. Ei încearcă să ajungă la punctul final și tot trimit impulsuri. Problema este că dacă întâlnesc un obstacol foarte mare, adică o secțiune, să spunem, sau o sutură anevoioasă, nu mai reușesc să treacă, să ajungă la periferie. Și atunci trebuie refăcut acel influx altfel, secționate capetele, scurtat puțin, suturat din nou și încercăm să refacem influxul. Dar pacientul trebuie să facă recuperare, trebuie ajutat și din exterior cu medicație specifică.
Vitaminele B, de exemplu, ajută foarte mult nervii periferici să crească, să se regenereze. Interesant. Sunt și alte substanțe din exterior, dar cred că la costul lor, cel mai în regulă sunt vitaminele. B-urile, nu? B-urile, exact. Complexul de B-uri. Exact, exact. Sunt factori de creștere, costă 100 de euro. Nu, da. Nu vorbim de asta. Eu personal am făcut experimente pe animale de experiență, pe șobolani, și am regenerat nervul periferic sciatic, a ieșit foarte, foarte frumos. Cu acest factor de creștere, nu, cu factor de creștere și complex de B-uri. Și rezultatele au fost similare. Practic, animăluțul a putut să meargă. Interesant. Și a reușit să-și aibă activitățile zilnice normale. Și atunci, clar că avem șanse și pe viitor să fie bine. Doamne ajută! Da. Acum tot vorbeam noi de acele secțiuni ale degețelelor foarte greu de recuperat. Spuneați că se întâlnesc și în cazul copiilor. Da, da. Despre ce este vorba? La copii, dacă unde se întâmplă un accident, problema este că copiii cresc. Uh-huh. Și cel mai rău lucru este arsura la copii. Traumatismul, de exemplu, prin tăiere se rezolvă mai ușor pentru că acest metabolism rapid îi ajută să se regenereze foarte repede. Dar o arsură nu. Deși aparent se vindecă, cele mai comune sunt cu apă caldă. Un copil este curios ce este pe masă, trage fața de masă și după aceea știm ce urmează. Bun, ei de vindecat se vindecă, dar ei cresc și cicatricile nu cresc odată cu ei. Atunci devin dure, retractile, nu reușesc să-și folosească mâna. Practic, mâna stă într-o poziție vicioasă, de genul ăsta. Sau gâtul stă într-o poziție vicioasă. Sau genunchiul. Și atunci trebuie din nou să apeleze la chirurgie plastică până va crește, definitiv, teoretic între 18 și 20 de ani, și în cazul fetelor și în cazul unei sarcini. Pentru că o cicatrice retractilă sau dificilă poate împiedica dezvoltarea unei sarcini normale. Și atunci întotdeauna trebuie plasticianul să intervină, să asta găsească în cazul o soluție. În care este amplasată pe abdomen, da, presupun. Da, da, da. În cazul în care este amplasată pe abdomen. Sau în zona toracică, pentru că și nu, în zona nu se poate întinde piele ca lumea, da, nu? Exact, da. Trebuie desfăcute, trebuie iar făcute intervenții chirurgicale. Să fac, cea mai simplă este plastia în Z. O cicatrice liniară, ca să înțeleagă și publicul, da, se desface efectiv în Z și se suturează și atunci liniile de tensiune nu mai sunt liniare. Se împart vectorial pe mai multe direcții și este mult mai în regulă pentru pacient. Aspectuos nu este, nicio arsură nu este aspectuoasă, dar se găsesc soluții și în această privință. Bun, și pentru copilași care au trecut prin această suferință, o arsură, vorbeam tot așa la începutul emisiunii că este foarte importantă hidratarea. Da. Da, da, da. Părintele, după ce a ajuns acasă și se consideră externat copilul, trebuie să eu le spun pacienților, trebuie să munciți și dumneavoastră acasă. Exact. Noi ne-am făcut treaba, aveți temele acasă. Și temele în ce constau? Spălat întotdeauna cât mai bine cu apă și să pun de preferat antibacterian sau ceva mai blând, după care aplicat creme. Hidratarea este teribil de importantă la cicatrici. Gelurile siliconice aplicate în strat subțire totodată creează o presiune asupra benzilor de colagen și atunci cicatricea se mai înmoaie, spunând așa în termeni populari. Există tot așa pentru cicatricile retractile din zonele importante, cum ar fi cot, gât, mână, benzi siliconice ce aplică o presiune și atunci aplicând presiunea respectivă, presoterapia și siliconul ajută la fel cicatricea să se mai desfacă. La un an se consideră o cicatrice matură. Bun. În momentul în care un copil sau un adult suferă o arsură de piele, la ce perioadă de timp se poate interveni, se poate face această reconstrucție? În principiu la un an, la minim un an, dar dacă are probleme la mai puțin de un an, de exemplu nu poate mânca, da, intervenim chirurgical și desfacem, ajutăm pacientul să aibă o viață normală. Și cum se pun bucăți de piele, da, grefe din altă zonă? Da, se pot, da, da, pentru desigur. A... Ce înseamnă grefa de piele? Că mi-ați spus lucrul ăsta și multă lume consideră că vai, facem o grefă. De unde o luăm? Toată lumea, dacă o întrebăm, cred că știm răspunsul de unde...
Da. Nu de se pe ia. Fese, nu? Nu se ia de pe fese. Nu se ia de pe fese, dar de unde se ia? Cel mai des se ia de pe coapsa antero-externă, da? De pe partea externă a coapselor. Nu se ia de pe fese. Nu știu de ce este atât de pământenită treaba asta. Doar dacă se spune că totul este ars și doar fesele nu sunt arse, presupunem pentru un absurd luăm de pe fese, dar în rest nu. În ce constă grefa? Practic avem un aparat, nu știu dacă ați văzut vreodată, am văzut. Ca o rindea așa arată, se cheamă dermatom. Da. Acest dermatom prelevează grefa, bineînțeles chirurgul plastician. Se măsoară, presupun, se măsoară dimensiunea, care trebuie grosimea, pentru că și ele sunt pe grosime. Se aplică, bineînțeles, betadin, o cremă ca să alunece și se prelevează grefa. Grefa nu rămâne așa, bucățica aceea de piele. Se perforează pentru a mări suprafața de contact, pentru că majoritatea grefelor arată ca o căpșunică, așa spun pacienții. Uh-huh. De ce a perforat-o? Ca să se mărească suprafața asta. Da? Avem o grefă de 5 pe 10, da? O mărim făcând aceste orificii. Și pentru a ajuta vascularizația să pătrundă și să se integreze grefa respectivă. Altfel degeaba. Da, altfel plutește și n-are niciun avantaj. Și grefele ne ajută, clar. Ce se întâmplă cu zona de pe care a fost decupată grefa? Bună întrebare. Zona de pe care a fost decupată se consideră a fi ca o arsură de gradul 2A. Uh-huh. Adică o arsură ce se poate vindeca fără cicatrice. Dar, atenție mare, arsurile de gradul 2A sunt printre cele mai dureroase posibile, pentru că absolut toate terminațiile nervoase sunt expuse. Și atunci, de cele mai multe ori, pacienții zic, fie mici, mari, bătrâni, contează, mă doare mai tare aici decât acolo unde mi-ați pus grefa. Da, asta este realitatea. Și trebuie, inclusiv vântul îi deranjează, pentru că totul. Și acea zonă de unde a fost prelevată bucățica de grefă, în cât timp? Cam două săptămâni se vindecă. În două săptămâni arată foarte frumos. Și nu o să mai simtă. Și nu rămâne semn? Nu. Nu rămâne semn. Bun, mai spuneați dumneavoastră despre o afecțiune la copii, despicătură labio-palatină. Da. Este o afecțiune pe care o întâlniți și la copii, dar se găsește și la adulți, nu? Da, așa este. Despre ce este vorba, dacă se poate să ne explicați și nouă? Să spunem, este o afecțiune congenitală, în primul rând. Uh-huh. Acum, în zilele noastre, când facem ecografii de rutină, se poate detecta din interiorul uterului. De obicei se intervine în primele zile de viață pentru a ajuta copilul să poată mânca. Dar practic ce se întâmplă în buzele sunt desfăcute. E tipicul de buză despicată. Dar această despicătură poate meargă de la buză, palat, dinte, până în partea posterioară a foselor nazale și partea posterioară a cranului. Deci poate ajunge până departe. Sunt pe grade, sunt pe anumite clasificări. Cea mai simplă este aceea de buză. Da. Nu știu cum erau tratate în trecut, acum v-am spus, protocolul începe din primele zile, dar am avut pacienți maturi care au venit cu buză despicată la 20-20 și ceva de ani, spunând că nu mai pot să trăiască așa. De ce? Pentru că în afară de funcționalitatea, care au depășit-o în 20 de ani, pentru că au găsit metode să mănânce și fără a-și folosi buza superioară, ceea ce spun oamenii. Faptul că aspectul fizic, practic vorba lumii și pentru că se uită și întreabă oare ce a fost acolo, oare a făcut ceva rău, oare n-a avut grijă, oare e traumatism și s-au săturat ca oamenii să întrebe și să se uite. Și atunci au nevoie de o reconstrucție. De multe ori mușchiul nu este reconstruit și doar buza este suturată. Și atunci când mușchiul nu este reconstruit, practic avem un mușchi rotund în jurul gurii, orbicularis oris, și dacă el este practic întrerupt, nu-și face treaba. Asta se întâmplă și la acești pacienți. E adevărat că mușchii din zona feței se refac mai greu decât ceilalți? Nu. Mușchii din zona pe culmea, fața, se vindecă. Dacă să spunem că avem o incizie mică, am vrut să ne scoatem ceva de pe față. Așa. În 7 zile s-a vindecat. 5-7 zile. De ce e mai bine vascularizată zona? Mult mai bine vascularizată zona feței. Caracteristicile pielii feței sunt diferite față de pielea toracelui, să spunem, sau pielea coapselor. Uh-huh. Este o piele mai fină, mai bine vascularizată, avem și o altă structură musculară, mult mai mulți mușchi. Deci ne ajută, să spunem așa.
Am înțeles. Odată făcute aceste intervenții chirurgicale pentru această afecțiune copilașilor, trebuie chirurgul plastician să revină după câțiva ani, se mai reface operația? Dacă pacientul are vreo acuză, da. Dar în principiu este urmărit până la maturitatea dezvoltării dinților. Așa. Pentru că dinții au o mare implicare în această patologie și dacă totul este în regulă, nu se mai revine. Mai este o altă afecțiune și anume botul de iepure, nu? Da. E vorba de asta? Da. Am înțeles. Așa, și mai când aveau desfăcut și palatul. Palatul este partea dură de deasupra, din ceruguri, ceruguri, să spunem așa. Era botul de lup, gura de lup, spuneau oamenii populari. Da, este vorba despre aceeași afecțiune. Dar este varianta puțin mai agravată, în care trebuie refăcut și osul, poate trebuie adiție de os, trebuie refăcută și plafonul gurii și atunci din posterior spre anterior se reface. Deci, ce vedem noi la exterior, buza este doar o mică parte. Am înțeles. În cazul acestor intervenții unde e nevoie de adiție osoasă și se lucrează în echipă mixtă medicii de la maxilofacială? Da, de ortoped sau maxilofacială sau chirurgul pediatru, care la fel, chirurgia pediatrică s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și face echipă bună. Și în contextul în care se administrează această adiție osoasă, da, și copilul este mic, când va mai crește, se mai adaugă adiție osoasă sau osul se reîntregește singur? Osul se reîntregește singur și este copiii au la fel, capacitatea fantastică de a-și reveni. Plus, la o astfel de intervenție, în câteva zile, el nu are nicio problemă. Și a doua și a treia zi, el râde, glumește, fuge. Asta e fantastic la copilași. Da, sunt niște pacienți cu totul special copii. Că tot vorbeam de copilași și mi-ați povestit un caz care, cel puțin pe mine, m-a șocat. Un copilaș care și-a pierdut degețelele. Da. Toate degețelele. Toate degețelele. Ce s-a întâmplat? Un accident agricol, am putea spune, în care băiatul respectiv a pus mâinile în utilaj, încercând să tragă înapoi un obiect care fusese luat de utilaj. Blocat acolo. Da, este vorba de o mașină ce toacă cereale. Aolea. Și ele au niște elemente perforante verticale și atunci au perforat practic toate degețelele, au scăpat doar degetele mari, care într-adevăr dau o funcționalitate mare a mâinii, dar nu au putut fi recuperate celelalte 8 degete. Uitați un caz de ce este important. Degetele, chiar dacă au fost păstrate, erau tocate. Un deget tocat nu poate fi pus înapoi, niciodată. Corect, dar sunt situații în care, de exemplu, dacă se taie de la prima falangă și avem bucățica de deget, din ce știu că se trece grefă să-l hrănească pe celălalt, nu? Se poate face transfer. Și îl ajută pentru vascularizație, pentru... Ce spuneți dumneavoastră? Are un rol istoric. Cred că ați văzut ceva din istoria chirurgiei plastice, care a început acum 6.000 de ani, dar practic în primul război mondial a fost o explozie a metodelor. Pentru că nu se necroza zona aia, se hrănea din altă... Exact. Erau tot felul de... Chirurgii deveniseră foarte inventivi la vremea aceea. Eu una le-aș spune că sunt niște eroi pentru că nu aveau anestezie potrivită. Da. Și găseau metode să nu necrozeze acea parte. Și atunci luau degetul și îl puneau într-un buzunar în abdomen. Exact. În un buzunar cutanat. După ce degetul respectiv avea vascularizația potrivită, îl lua și îl punea la loc. Sutura buzunarul cutanat, sutura degețelul, era toate bune. Da. Dar este un caz faimos în care a luat degetul și l-a pus pe nas. Și a stat așa pentru a avea vascularizația potrivită pe nas. Și atunci, a refăcut nasul. Erau traumatisme îngrozitoare în primul război mondial, cu lipsă mare de substanță, cu facies, n-am putea spune cum mai arăta omenește. Armele din vremea aceea erau foarte distrugătoare. Ce parte a corpului e cel mai greu de pus înapoi, de refăcut, de așezat la loc, să spunem așa? Cred că toți s-ar gândi că e fața, dar să știți că eu aș spune că mâna. Pentru că dacă ar fi să ne uităm la sistemul nostru nervos central, cea mai mare reprezentare o au mâinile. Homunculusul senzitiv,
și motor este cea mai mare parte reprezentată de mâini. Și atunci, clar, sunt teribil de importante. Nimic nu poate înlocui mâna. Și atunci ne încercăm, mie mi se pare cea mai frumoasă parte să-i redai omului posibilitatea să-și facă, să mănânce, să-și facă singur mâncarea, să meargă la toaletă, corect, să se îmbrace. Mult mai important decât alte aspecte ale vieții. Cât ați stat cel mai mult în sala de operație la vreo intervenție? Care a fost cel mai complicat? În mod caz? Normal se schimbă la 6 ore, să știți. Așa, așa trebuie să vă, așa este regula. Dar s-au stat și 12 ore în sala de operație. La ce caz? Replantări. Replantări? Replantări de degete și de palmă. Hmm. Câteodată nu se taie doar de aici, se taie mâna cu totul sau de la antebraț. Depinde foarte mult de tipul de traumatism. Și aici vorbim de ligamente, de oase micuțe? În primul rând, de oasele. După ce se reface fiecare nerv în fiecare parte, os, vascularizația este teribil de importantă. În primul și în primul rând trebuie să refacem fluxul vascular. Dar vascular înseamnă și artere și vene. Trebuie să refacem osul, trebuie să fixăm oasele în mod corespunzător. Trebuie, cred că prima etapă era curățarea, să vedem ce a mai rămas, ce putem face, ce putem reconstrui. Și atunci, osul, artera, vena, nervul, mușchiul, tendonul și după aia pielea, după aceea. Deci durează. Durează. Se lucrează la microscop, se lucrează întotdeauna verificând dacă e bine ce am făcut la sutură, ca să nu dăm drumul și cumva fluxul, sângele să iasă. Da, spuneați că aceste grefe se prelevează de pe partea exterioară a coapsei, da? Din ce altă parte a corpului se mai poate lua grefă în contextul unei arsuri, da? Da. Și pacientul e cu arsură pe o suprafață mai mare a corpului, 50, 60, 70%. De unde mai poți preleva dacă, de exemplu, lui a rămas doar pieptul sau spatele sau... Se poate lua și de pe față și de pe unde se mai poate lua? În principiu de pe zonele cu piele mai groasă și piele sănătoasă. Deci am putea încerca de pe spate dacă nu mai avem posibilitatea de pe coapsă, da. Și chiar de pe gambă. Dacă nu se reușește, pentru că bineînțeles câteodată nu ai de unde să iei atâta grefă, da, se ia seriat. Cel mai important lucru se pun pe zonele principale și acoperim zonele principale, da. Așteptăm, temporizăm cazul și după ce se vindecă luăm din nou de pe acea zonă și grefăm seriat tot din aceeași zonă. Practic luăm de pe aceeași zonă donatoare. Am înțeles. Unele cazuri durează și 3 luni și 4 luni, adică depinde foarte, foarte mult și de metabolismul pacientului și câtă posibilitate mai are el ca om să reziste. Da. Da. Aceste grefe... De exemplu, un copil care a suferit o arsură sau un accident și vine mama și spune: luați-mi mie bucată de piele și puneți-i copilului. Se poate face așa ceva? Se poate doar pentru a acoperi temporar, pentru că altfel după 7 zile grefa va fi respinsă. Este bine că ați menționat acest deficit de piele. Ideal ar fi să se facă o bancă de piele. Exact. Și atunci, pe cultură de keratinocite, să avem piele suficientă pentru a acoperi în astfel de cazuri. Există varianta cu grefe sintetice, dar la fel acoperirea este temporară, iar costul grefelor, de exemplu Integra, este destul de ridicat, câteva mii de euro, o bucată. Deci o bucățică de piele, da? Da. Ajunge la câteva mii de euro. Da, da. Interesant. Nu știu care este capacitatea financiară a statului pentru a compensa acest lucru, dar să nu uităm că au fost tragedii în care arsurile au fost în prim plan și nu s-a schimbat cam nimic în zona de arsuri între timp. Și atunci mă îndoiesc de aceste posibilități. Am înțeles. Tocmai ați ieșit din gardă de la spital. Cum a fost garda? Ce ați mai tratat în ultima perioadă? Spitalul în care lucrez este un spital de boli cronice, dar culmea avem și arsuri. Așa. Dar arsurile care au fost sunt de acu ceva timp, de vreo 10 zile. Pacientul a venit pentru că nu știa ce să mai facă,
a stat acasă, explozie de butelie, ceva tipic. Am înțeles. Da, asta cu uite, că ați întrebat ce se mai întâmplă la perioadă. Da. Se întâmplă treaba asta. Și se mai întâmplă explozii de benzină, când oamenii își fac focul. Aruncă benzină. Aruncă benzină. Exact, da. E tot felul de lucru. Sau verifică butelia cu bricheta sau cu lumânarea. Și la fel, butelia îți răspunde foarte frumos cu explozii de toată frumusețea. Pacienții în general evoluează bine dacă deja sunt în a 10-a zi și sunt pe picioarele lor. Dar, Doamne ferește, pot fi arsuri de căi aeriene superioare și atunci nu mai. Da. Și ce mai avem, este ca o boală deja profesională, toate sindromele de compresiune nervoasă. Sindromul de canal carpian, sindromul de canal ulnar. Toate sunt datorită muncii excesive la calculator din ultimii ani, apropo așa. De pandemie. Chiar e interesant subiectul. Da. Puteți intra așa, în amănunt. Că... Sindromul de canal carpian, de exemplu, e o patologie care poate mulți nu o bagă în seamă. Dar cum se manifestă? Dureri la încheieturi, dureri la gesturi mici. Durere când este cald, când este frig, parestezie, adică simți așa furnicuțe prin degețele. Câteodată îți amorțește mâna, nu mai poți ridica un pahar, nu prea mai poți să tai cu cuțitul, nu știu, pentru ciorbă, să spunem așa. Parcă nu mai poți scrie atât de bine, te deranjează când scrii la calculator, nu mai poți ridica o sacoșă, deci deja devine supărător. Sau noaptea nu poți dormi din cauza durerilor de mâini. Asta înseamnă că, în mod clar... Și articulațiile... Câteodată și articulațiile, dar nervul median îi enervează cel mai mult mușchii și porțiunea tegumentară. Și atunci imposibilitatea de a-ți folosi mușchii te face să scapi, să te doară, să... tot felul. Să nu te încalți, să nu poți să te închei la nasturi, la fermoar. Și să ajunge la inițial la kinetoterapie, își dau unguente, pastile, de toate felurile, de toate... Și nu funcționează, nu? Ele au, dacă este pe fond inflamator, pentru că aici la încheietură avem un canal, asta e canalul carpian, prin care trec 9 tendoane și nervul median. Canalul este acoperit de un ligament foarte gros. Ligamentul arată, cred că știm cu toții cum arată un ligament de la un pui, măcar am tăiat un pui vreodată. Exact. Ei, se tot îngroașă acest ligament. Și tot se îngroașă, tot se îngroașă. Cu cât muncim mai mult, cu cât îl muncim pe el mai mult. Nu ai ce să-i faci cu un unguient. Adică, până la urmă, nu face miracole. Trebuie secționat. Secționarea acelui ligament face ca nervul median să primească din nou influx nervos și să funcționeze. Operația este foarte simplă, dar în general eliberează pacientul de o durere care clar îl chinuia de mulți ani. Odată făcută această intervenție, te mai întorci să mai faci alta? Nu. Recuperarea după această intervenție? Este destul de rapidă, dar trebuie începută mișcarea din zilele 4-5, făcută kinetoterapie, practic o recuperare funcțională, reînvățarea folosirii mâinii în mod corespunzător. Schimbarea tastaturii cu o tastatură ergonomică, schimbarea scaunului, schimbarea obiceiurilor nesănătoase. Obicei nesănătos fiind munca prea excesivă, nu știu, cu un ciocan. Trebuie să știi să-l pui în poziția potrivită. E, ce se întâmplă în cazul unui accident în care dăm cu ciocanul peste deget și sfârmăm osul? Se mai poate reface acea zonă? Cred că ortopezii ar spune clar că nu. În principiu, dacă este zdrobit... E la fel o muncă între medic-ortoped și chirurgul plastician, nu? S-au împărțit în ultimii ani aceste aspecte. Practic, cei de la, efectiv, de la încheietură în jos, ia plasticianului. Cei de aici în sus, ia ortopedului. Dar, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, ne băgăm și noi și ajutăm, nu lăsăm oamenii așa. Dacă este zdrobit cu multe fragmente, un deget, nu ai cum să-l refaci prin niciun fel de operație, ci doar se așteaptă să vedem ce se recuperează din acel os. Mai există proceduri chirurgicale, se cheamă cerclaj, practic înconjurăm cu o sârmă acel os și îl adunăm acolo. Și așteptăm cerclajul să facă... Cerclajul parcă e folosit și în ginecologie, nu? E altceva. Da, cred că tot la strânge se referă, tot genul ăsta. Da. Și încercăm să vedem cât se adună din os. De obicei ar trebui să facă un fel de calus și să se refacă. Acum problema este dacă mai are tendoane, dacă mai are... Ce mai are? Protecția, cred că eu aș sublinia. Oamenii, oricât de glumă ar lua lucrurile acestea,
să folosească mănuși, să folosească instrumentele corect. Nu glumim cu lucrurile care taie, cu ciocanele pneumatice sau cu orice alte lucruri tăie ascuțite. Da. Ați, în perioada aceasta, cei doi ani de pandemie, ați avut o scădere a numărului pacienților? Tocmai pentru că oamenii au stat poate mai mult în casă sau s-au prezentat cu mai multe accidente casnice? Cum a fost? Nu, au fost cumva 50%-50%. S-au prezentat cu accidente casnice pentru că încercau să renoveze. Așa, toată lumea s-a apucat în pandemie de renovat și grădinărit, inclusiv pe balcon. Da. Și s-au căutat foarte mult de afecțiunile cronice. În ce sens? Ce fel de afecțiuni aveam cronice? Aveam eu o alumniță undeva și mi se pare mie că arată nu știu cum. Și atunci a venit momentul să le scoată pe toate. Așa. Dar să știți că acest lucru a fost foarte, din punctul meu de vedere, foarte bun. Pentru că s-au descoperit în felul ăsta melanoame. Am descoperit melanoame la niște pacienți foarte tineri, de 20-30 de ani. Faptul că ei și-au inspectat mai cu atenție corpul în această perioadă a fost un mare beneficiu. Dacă sunt scoase din timp, rata de supraviețuire este la fel de mare ca unui om normal. Da. Nu trebuie să așteptăm. Totodată s-au îngrijit mai mult și de aspectul mâinilor, dar mi se pare mie că degetul ăsta este un pic strâmb, că bineînțeles au avut mult timp să se uite la ele. Și am descoperit că acum 5 ani au avut nu știu ce traumatism în care tendonul nu a fost refăcut, în care osul a fost zdrobit. Și într-adevăr se pot reconstrui lucrurile acestea. Deci să înțelegem că la degete, dacă avem niște formațiuni osoase, da, le da. Putem repara la da, chirurgul plastician? Dacă avem un nodul mic, dacă avem un os care ne se pare nou că nu stă corect, clar, la chirurgul plastician trebuie venit. Orice ține de mână, acolo trebuie să apelăm. Bun, vis-a-vis de aceste arsuri și vorbeam de aruncatul benzinei în foc. Da. Ce groasic. Facem în cazul în care suferim acasă o astfel de arsură, fie cu foc, fie cu apă fierbinte? Ce trebuie să facem? Pentru că oamenii da. De multe ori procedează total eronat, opus. A trebuit să facem o rubrică așa da, așa nu. Exact, facem acum așa da, așa nu. În primul rând, ne îndepărtăm de agentul care a provocat arsura. Foc, bun. Apa, sperăm că nu sunt produse chimice. Și punem, să spunem că e membru, sub un jet de apă rece. Bun. Dacă este o arsură prin flacără și sunt elemente de plastic pe pielea pacientului, nu încercăm să smulgem aceste elemente, pentru că asta ar însemna că smulgem și pielea cu totul. Deci statul sub jet de apă, îndepărtarea de obiectul care a provocat arsura, a sunat 112. Nu aplicăm sare, nu aplicăm ou, gălbenușuri, creme de tot felul. Nu, așteptăm medicul să vină să-și facă treaba. Bun, și încă un aspect, nu punem... cum să spun, chestii din bumbac care nu, să lase scame, să se nimic. Prindă. Cel mai prosoape... Un cerșaf este un cerșaf. Mai în regulă. Dacă, efectiv, ce se întâmplă la un pacient ars? Dacă e o arsură mică, mă explic imediat ce trebuie să facem acasă ca să nu ajungi nici măcar la medic. Dacă exact. E o arsură mai mare, este frig, pentru că pielea este cel mai mare organ al corpului și rolul numărul 1 este rol de protecție, inclusiv protecția termică. Așa. Și atunci un pacient ars va fi hipotermic. Nu cred că va dura excesiv să vină ambulanța, dar putem să-l acoperim, dar nu cu pături pufoase, nu cu tot felul de alte lucruri de lână, de exemplu. Deci material care să nu moale. Fie cu puf. Cu porozitate, da. 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 Să fie un material țesut, dintr-o ăsta simplu, un cerșaf. Dacă, de exemplu, hai să spun, nu spune că e cazul de arsură mare, ne-am ars cu mămăligă. Am fost da. Maestre și ne-am pus mămăliga pe mână. Sau cu ulei, când sau facem cu ulei, o friptură. Da, da, da. Chiar s-au întâmplat de multe ori. Sau cu apa de la cafea. Am pățit și acest lucru. Sau cu ceau efectiv căzut... Așa, pe brațe. Pe brațe. Da, se întâmplă foarte des. Ei, ce facem? Același lucru. Îndepărtăm corect hainele sau elementul care a provocat arsura. Stăm sub un jet de apă rece. De ce este foarte important să stăm 5-10 minute? Pentru că scăderea temperaturii limitează necroza și arsura, zona de arsură. Nu se Am mai înțeles. Extinde. Dacă nu putem trage hăinuța pentru că există riscul acela de desprindere,
Luăm un foarfece și tăiem, exact, nu? Exact, luăm un foarfece materialul. Și tăiem. Nu, pielea noastră e mai importantă decât acea hăinuță. Exact, deci nu ar fi mai important să tăiem și să nu smulgem haina. Nu, nu. Bun. Nu merge pe principiul că e un bandaj și smulgem că trece. Mm-hmm. Smulgem că trece cu tot cu piele, nu e în regulă. După ce am răcit zona respectivă, spălăm cu apă și săpun. Corect, putem lua o compresă și spălăm, așa, frumos, fără să frecăm ca pe rufe. Foarte delicat. După ce am făcut această operațiune, putem aplica un unguent cu argint, sulfa de azina de argint. Pot da niște denumiri comerciale, dar nu vreau să... Putem să le dăm, adică da. Ar trebui să avem în casă, presupun, da. Nu aceste Dermazin, produse. Dermazin, este Regen AC, Hialocontrol, sunt unguente care au sulfa de azina de argint și acid hialuronic în componență. Foarte bună, bun, deci ajută în cazul unor arsuri ar trebui să avem aceste produse în casă, da. Nu? Da, unul dintre ele. Este bun. Suficient. Nu se folosește acel spray bioxiteracoto? Nu-l recomand, pentru că orice cortizon prelungește perioada de vindecare, nu o scade. Păi înainte ăla era pe Știu, toată vremea lumea. Noastră. Inclusiv pe mine a folosit cineva asta când eram pe anul 3 de facultate și m-am ars cu artificii. Așa. Și a folosit acel spray, dar ulterior am descoperit că nu este util și nu este folosit în această situație. Am înțeles. La fel, nu aplicăm tot felul de paste făcute în casă, nu aplicăm cremă de gălbenele? Nu, da, nu. Nu, Doamne. Cremă de gălbenele, pastă de usturoi, tot felul miere de albine. Miere de albine, de nu știu, nu, nu. Nu, deci astea nu. Nu. Așa nu. Așa nu, garantat. Bun. Și nu strângem acolo, punem un pansament de să fie strâns. E important ca acea zonă să rămână liberă după o arsură sau să fie semi-acoperită? Dacă cum ne recomandă medicul? În clinica de arsură, dacă e o arsură micuță, se lasă la expunere, se ține sub un cort, așa zis cort steril. Așa. Dacă tu ești acasă, poți sta, unde acasă e un mediu destul de controlat, poți să stai cu zona expusă, dar dacă ieși afară, pui un pansament lejer. Deci niciodată nu strâns, nu comprese, pentru că nu are niciun fel de rost, nu se face. Și un alt aspect foarte important care lumea îl ratează, arsurile gradul 1 sunt cele solare, dau un exemplu. Da. Gradul 2A sunt acelea care se fac bule, flictene. Uh-huh. Flictenele pot fi cu lichid transparent, sunt de gradul 2A și când flictenele ajung cu lichid maro, negru înăuntru, sunt gradul 2B. Acestea și astea sunt... tot la soare se fac la câteodată, unele persoane. La unele. Ce se întâmplă cu flictenele? De asta le-am și menționat. Da. Se sparg. Da. Nu lăsăm flictenele să stea acolo, pentru că așa mi se pare mie că am văzut scris pe undeva. Sau că lasă că se va usca pielea acolo. Acela este un mediu care bacteriile vor crește foarte libere și foarte vesele. Uh-huh. Pentru că inițial zona de arsură se izolează prin arsura în sine, prin necroză. Ulterior acea necroză și toți produsii aceia negativi vor pătrunde în piele și în margini. Și va face foarte mult rău. Deci zona trebuie liberată. Sub nicio formă lăsăm lichidul acela să stea. E ca la o bătătură. Mă înțeleg. Și la bătături le spargem, da? Îmi povestează dumneavoastră de faptul că toate aceste zone, da, care au trecut printr-o arsură, fie cu lichid, fie cu ulei, fie cu orice, trebuie verificate, da? Da. Investigate după o anumită perioadă de timp. De ce, doamna doctor? Da, aici încep oftând, aș putea spune, pentru că după 20 de ani, 15-20 de ani, cicatricile post-combustionale pot ulcera și se poate produce un cancer. Așa. De foarte multe ori se întâmplă treaba asta. Ulcerația se numește Marjolin, are o denumire proprie, și pe ulcerația Marjolin, care este o leziune borderline, adică între bun și rău, se poate fi un cancer squamă celular. Și atunci orice leziune trebuie verificată, nu trebuie lăsată liberă, să spunem așa. Și pentru pacienții arși ar trebui să folosească cremă de protecție toată viața, pentru că soarele în mod clar nu le va fi prieten. Deci persoanele care au suferit o arsură în copilărie, în tinerețe, ar trebui să se ferească de soare, da? Da. Zona aceea să fie în permanență. Da. Aceste persoane cu arsuri pot merge la solar? Nu. Nu. Deci tot ce conține UV nu trebuie să aibă legătură cu pielea lor. Exact. Au un regim special la cremele pe care le pot folosi?
Nu, regim special aș putea spune să fie atentă la hidratare și la igiena pliurilor. Pliuri înseamnă la genunchi, la corp. Adică te poți da pe o zonă care a suferit o arsură, poți aplica o cremă pentru durerea de oase, de cum se spune, antiinflamator. Da, își pot aplica. Nu ustură, nu doare, nu arde. Asta vreau să spun, cu mențiunea că tegumentul respectiv este oricum mai subțire sau nu este uniform dezvoltat. Pentru că cicatricea postcombustională în mod clar nu va fi precum pielea din jur sănătoasă. Și atunci, clar, poate să usture, poate să irite, poate să se inflameze chiar. Pentru că această subțiere a pielei face ca tegumentul, ca unguentul respectiv, să ajungă până la oase, vorba aceea. Exact. Lucru pe care nu ne-l dorim, sub nicio formă. Și grijă foarte mare asupra pielii, pentru că, vedeți, este cel mai mare organ, dar toată lumea îl minimizează. Nu punem unguente care pot provoca la rândul lor arsuri. Exact. Cu ardei iute, cu nu știu ce piper cayenne și cu nu știu ce jalapeno. Ați avut poate și intervenții de reconstrucție a pielii tocmai la pacienți care au folosit automedicație acasă sau dat ei nu știu ce creme, au folosit nu știu ce soluții? Fix arsură la pacientă care era o doamnă foarte educată, foarte cochetă, leșită la pensie, care ocazional o durea umerii. Așa. Și atunci a găsit ea niște plasturi foarte... Acele benzi kinetice? Da, cu piper și cu nu știu ce chestii chinezești. Eu nici sincer nici nu știu să menționez, nu vreau să spun vreo prostie, dar era ceva cu piper. Și atunci a pus odată, a pus de două ori, a văzut ea că se face un pic roșu, a dat și cu o cremă tot de la aceeași firmă, până s-a făcut negru în zona respectivă. S-a necrozat? Da. Zona? Da, a făcut practic o arsură chimică până a ajuns în subiacentă. Practic a fost arsură de gradul 3, toate straturile pielii. Și a spus cu rușine, știți, eu sunt și am fost și farmacistă, dar nu mi-am dat seama că o să se producă asta. Dar deci până și oamenii educați. Poți să stai cu astfel de usturime, de durere, ei mă gândesc. Ei consideră cumva că dacă ustură, poate pătrunde acolo unde îl doare, de fapt. Și e de bine această stare. E o stare inițială care o să treacă și sigur a ajuns acolo și nu o să mă mai doară spatele. Dar nu, în principiu și dacă ceva se face... Și ce ați făcut în cazul acesta? A fost făcută intervenție chirurgicală? Da, a fost scoasă zona respectivă. Scoaterea înseamnă debridare. Așa. Adică scoatem practic pielea care a fost afectată și am pus o grefă de piele. Lucrurile au evoluat pozitiv, dar pacienta a rămas în mod clar cu sechele... datorită acestui aspect. Da. Și un lucru important să știți la arsuri, eu aș spune că consilierea psihologică, cel puțin la copii, ar trebui făcută toată viața și la pacienții care au avut traumatismul printr-o explozie sau un accident, la fel ar trebui consiliați. Oamenii respectiv nu pot dormi, nu își pot desfășura activitățile corespunzător. Oamenii judecă din jur, se uite, are o cicatrice, ce este acolo. Și se simt foarte lăsați și dați la o parte. Da, și cu siguranță că mulți dintre pacienții care au suferit, presupun, în tinerețe, poate o arsură, ce spun, nu mai are sens să mai merg, dacă am trăit toată viața cu defectul acesta. Da, așa e. Sunt o grămadă de oameni. Am întâlnit persoane care s-au ars când aveau 3-4 ani cu apă încinsă pe plită. Țin minte, era o doamnă foarte drăguță, în jur de 30 și ceva de ani acum, și s-a ars când era copil. Da. Când m-am uitat inițial la aspectul ei, nu mi s-a părut nimic neregulă, doar că ea purta permanent rochițe midi să acopere toată partea cu arsura. Și era directoare de școală. Deci doamna asta a ajuns foarte sus. Dar la fel cum spuneți dumneavoastră, nu îndrăznea să considere că partea care o deranja foarte tare erau genunchii. Este ceva de făcut. Ce să mai fac? Au trecut 30 de ani. Ei, la doamna chiar era de făcut, pentru că o împiedica să meargă în mod corespunzător și șchiopăta datorită acestor cicatrici. Și atunci, într-un final împinsă de familie, a apelat la chirurgul plastician și a rezolvat acea problemă și este foarte bine. Nu mai... Prin accidentele de muncă ați întâlnit și acele cazuri ale muncitorilor care toarnă, cum se numește, smoală, asfalt. Da, da. Ce se întâmplă în situațiile acelea? Cum scoți
Da. Smoala respectivă. Sunt niște situații destul de dramatice. Este practic o arsură chimică și prin contact. Sunt de două ori. Se scoate bucată cu bucată. Nu este niciun element magic de scos, din păcate. Trebuie muncit foarte delicat pentru a nu smulge și elementele din jur, pentru că poate ajunge până la musculatură, până la tendoane. Și ulterior se încearcă reconstrucția în, limita posibilităților din jur. Să știți că dacă grefa nu este suficientă, în chirurgia plastică avem lambouri. Lamboul înseamnă o bucățică de țesut, care poate fi piele, fascie, țesut subcutanat, mușchi, ce se aduce în zona respectivă pentru a se acoperi. Asta este, să spunem, în cazurile mai avansate, când nu mai avem ce să facem. Care sunt cele mai dificile intervenții, da, de reconstrucție pentru medicii plasticieni? Cele faciale. Când trebuie să restaurezi fizionomia pacientului, când, de exemplu, lipsește o bucată de nas sau o bucată din facies, din hemifacies, și atunci trebuie să reconstruiești în așa fel încât să arate cu ce a fost. Este foarte dificil. Pielea feței, v-am spus la început, este total diferită de piele din alte zone ale corpului. Și atunci se încearcă diferite metode. Ideal ar fi să nu se aducă grefe cu păr, să nu se aducă grefe de altă culoare sau lambouri de altă culoare. Acestea sunt cea mai mare provocare. Am văzut, din păcate, când eram copil, un pacient care rămăsese fără față tocmai de la o lamă de fai, un fai dintr-o asta. Tăia niște lemne și acea lamă i-a sărit și i-a zdrobit fața. Și în cazul acestor pacienți, mai poate fi refăcută fața în momentul în care, da, i-a afectat și nasul și gura și ochii? Se mai pot pune toate astea la loc și mai poate arăta uman la un moment dat? Nu prea. Se pot pune limita necrozei, să spunem, cu ale lui. Dar în ultimii ani, să știți că se poate face transplant de față. Așa. Nu este o glumă și este realitatea. Știu, doar că nu s-a făcut la noi în țară. Cel mai mult este de lucrat la consilierea pacientului și la motivul pentru care vrea să facă acest lucru. Pentru că poate să... Practic nu te recunoști în oglindă, nu mai ești tu. Dar cum se face acest transplant de față? Cum îi faci transplantul de față? Explicați-ne și nouă. Se curăță foarte bine zona unde trebuie, urmează să fie transplantat, bineînțeles, asta este logic. Și se caută compatibilități, cum e la rinichi, cum e la ficat. Bun, și acea față o iei de la un pacient în moarte clinică. Da. Se ia o porțiune din față de cele mai multe ori, că au fost făcute în Franța, în Boston, am mai văzut. Și practic toată vascularizația se suturează la vascularizația persoanei care e receptorului. Și se reintegrează toate funcțiile. Bineînțeles, și nervii se suturează, nerv la nerv, arteră la arteră, venă la venă. Și se reface practic tot hemifaciesul. Hemifaciesul înseamnă jumătate de față, ori superioară, ori laterală. Contează dacă pacientul, da, este bărbat și fața este de la o femeie? Contează? Dacă este compatibilitate în sistemul HLA, nu, asta nu contează, dar contează culoarea. Și la ce ar conta dacă e bărbat-femeie? Părul facial. Da. Deci ideal ar fi să fie bărbat-bărbat, femeie-femeie, să găsească compatibilitățile HLA. Acum consider că e foarte important să discute cu omul respectiv, să știe ce își dorește. Dacă e conștient, dacă vrea lucrul ăsta, ce avantaje va avea după. Pentru că sunt mulți care după aceea, v-am spus, nu se recunosc sau nu se pot uita în oglindă, pentru că nu sunt ei. Cicatricile, doamna doctor, cum se repară? Cele simple sau complexe? Cum se repară cicatricile? Pentru că și aici unele se pot repara și nu lasă niciun semn, altele... Povestea cum lasă asta toată lumea, deci indiferent ce o intervenție faci... tatuajele, știu că cei care vor să-și scoată tatuaje de asemenea, unele pot fi scoase... Altele mai multe ședințe sau rămân acolo. Depinde de profunzimea tatuajului și de... Știu că depinde foarte mult și de... Pasta, vopseaua care a fost. Sunt pigmenți care pătrund în profunzime. Și de câte ori a fost. Exact. Și dacă e colorat sau nu.
Da. Am impresia că cele colorate sunt mult mai greu decât cele simple, negre. Uh-huh. Dar să revenim la o cicatrice simplă. Să spunem că ne-am scos ceva de pe torace. Da? Torace înseamnă partea aceasta și vrem să avem o cicatrice cât mai mică. În primul și în primul rând, orice intervenție chirurgicală faci, va răsa o cicatrice. Nu există povestea fără cicatrice. Că nu există, tai ceva, întrerupi continuitatea unui țesut, nu ai cum să nu ai. Eu aș putea să scot cicatricea de pe nas. Se poate lucra. S-ar putea face câteva ședințe de dermapen și s-ar putea netezi cicatricea. Deci cât poate. Da, sunt tot felul de metode. Uh-huh. Ei, ce facem dacă e doar banal? O cicatrice banală, 3 cm. În primul rând, o lăsăm în pace, nu stăm acolo o călare pe ea, în perioada acută. După 14 zile se scot firele, 3 luni de zile, timp o dată pe zi, se dă cu gel siliconic. Exact ce vorbeam la începutul emisiunii. Da? Da. Această îngrijire zi de zi. Zi de zi. În strat subțire, lăsăm să se usuce și ne facem activitatea. O protejăm de soare, pentru că dacă nu o protejăm de soare, va fi o cicatrice, în loc să fie mică, drăguță și aproape invizibilă, maro și urâțică. Și bineînțeles că nu asta nu ne dorim. Nu ne dorim, clar. Și trebuie să fim conștienți, există anumite persoane predispuse la a face cicatrici keloide. Cicatricile keloide la fel au predispoziție mai mult genetică, rasa asiatică, negri, dar credeți-mă și în România. Explicați-ne cum se manifestă acestea. Că... Ați văzut, cred că cel mai banal, când persoanele își pun găuri în urechi și deodată ne-au răsărit încă urechiușă pe lângă ureche. Știți? Nu ați văzut niciodată? Nu. Practic, acela este un țesut keloid. Este o aberație. Mai apare o formațiune, o crescătură. Exact. Da? Aceea este cicatricea keloidă, care, din păcate, poate fi. Predispoziția este zona aceasta gâtului față, torace anterior-posterior, unde pielea este ceva mai subțire și are altă compoziție. Dar sunt persoane care pot face și în alte zone. Ele sunt cele mai dificile. Ce determină apariția acestor genetica, formații? Din păcate. Genetica. Alt factor nu? Pot fi și factorii de mediu, factorii de stres. Stresul, mă refer și stresul mecanic, funcție de ceea ce se întâmplă în zona respectivă. Dacă e vorba de urechi, stres mecanic este pusul unui alt cercel în preajmă și agresiunea permanentă. Și atunci factorul genetic plus stresul ăsta mecanic plus predispoziția cam duce la cicatrice keloidă. Am înțeles. Care trebuie musai rezolvate, scoase, excizate. De ce? Cresc rapid în mărime? Da, da, da. Se dezvoltă rapid? Devin un impediment. Poți crească, să crească, o să... Uite, am putea să ne uităm la niște cicatrici la rasa neagră până la dimensiunea urechii în sine. Aulă. Sau chiar mai lungi. Da. Am înțeles. Dar pentru că toți suntem la zona urechilor... reparați sau aduceți o formă normală a urechii un pic mai aplecate. Otoplastia, adică. Așa, sau acele urechi cu de el? Formă ascuțită de el. Da? Da, se poate. Asta da, se poate face. Da. În general, la otoplastie, când e vorba la copii, să știți că părinții vin, nu copiii. Deci părinților le se pare că au copiii o problemă. Copiii sunt foarte liberi, se joacă, ei nu au o problemă. Discriminarea pornește tot din mintea noastră. Iar în cazul adulților, în general, bărbații vin pentru că sunt clăpăugi. Clăpăugi, da, nu? Da, asta le problema și li se pare. Dar sunt și femei care au problema asta și permanent poartă părul pus pe urechi sau da, tot ca să nu de... se vadă ca urechile. Să nu se vadă urechile. Uh-huh. Depinde foarte mult de angulația urechii. Urechea trebuie să aibă un spațiu între ea și scalp, cel puțin un centimetru. Nu putem să le avem efectiv lipite de cap. Dar ce depășește acel centimetru, atunci... Dar aveți și cazuri, știm că de la anumită vârstă, dar extremitățile se măresc. Și aici vorbim nas, urechi, în fine. Da. Aveți și cazuri în care pacienții vin pentru micșorarea urechilor? Doamne! Doamne, da? Pentru că urechea... Da. Crește? Da. Vin să o micșoreze? Da, da, se poate micșora. Uh-huh. Dar cred că mai importante sunt doamnele afectate de apariția ridurilor de după urechi. Pentru că aici încep să se strângă riduri și la fel nu le place acest aspect. Nu știu cine se uită în fața urechilor, dar... Dar de obicei la bărbați sunt acele riduri aici în fața urechilor, nu? Ați fi uimită că unii sunt deranjați de riduri la buric,
La... Nu pot să cred. Da, deci sunt, pentru că atunci când stau la plajă se văd niște riduri la buric. Și eu am stat și m-am concentrat mult să-mi dau seama de unde este problema, n-am. Dar da. Și se intervine, se poate interveni, zona, da, da, se poate interveni. Inclusiv după ce am scăzut mult în greutate, da. Asta da, este o necesitate. La scăderile masive în greutate, exact. Lucru din ce în ce mai frecvent acum, pentru că obezitatea este o boală, să nu uităm, trebuie intervenit chirurgical pentru scoaterea excesului cutanat. Și atunci se intervine seriat, în primul rând, unde e problema cea mai mare, abdomen, sâni, după care brațe și la mulți se ajunge și la coapse și gambe, pentru că excesul cutanat este foarte, foarte mare. Am înțeles, am vorbit de accidente casnice, accidente rutiere, arsuri, intervenții estetice, am ajuns. La ce să ne așteptăm în perioada următoare, că vine pregătirea Paștelui? La pacienții educați pentru sănătate ne așteptăm la îmbunătățiri din punctul de vedere al ridurilor și poate aspectul pielei. Foarte multe femei sunt interesate de aspectul pielei. Vine primăvara, vine vara, cum o să arăt? Așa. Și din punctul de vedere al populației generale ne așteptăm la degețele tăiate, la aici mâini, la mâini secționate, casnice, da, doamne, da, exact. Care trebăluiesc. Vine Paștele, la arsuri la aragaz, arsuri la cuptor, explozii la diferite... Deci o să aveți treabă, doamna doctor, da, în perioada următoare. Paștele și Crăciunul întotdeauna sunt niște zone foarte de no man's land, să spunem așa. O să aveți treabă. Da, e o cultură foarte vastă. Da. Nu ați avea idee câte lucruri se poate răni omul la mâini și cam ce poate să pună. Inclusiv, apropo de așa, nu, da, eu aș preciza oamenilor, nu punem lucruri de uz veterinar. Oh, asta n-am mai auzit-o. Sunt frumoase, sunt colorate, sunt minunate, dar nu se pun pe mâini, nu se pun pe față, nu. Vă referiți la ce, doamna doctor? Substanțe dezinfectante de uz veterinar, unguente de uz veterinar și nu folosim șampoane de uz veterinar. De asta ele sunt de uz veterinar, iar noi suntem oameni. N-am auzit. Da, adică avem pentru toate buzunarele, toate posibilitățile, farmaciile sunt foarte dezvoltate. Nu apelați la chestii veterinare. Ați avut cazuri? Da, altfel n-aș fi spus, vă dați seama. Nu, interesant. Nu, n-aș fi zis. Și la arsura prin curent electric nu îngropăm pacientul. Da, păi așa e mitul. Da, e pacientul, da. Și nu știu cine ar avea timp să-l îngroape, da, mai ales dacă se întâmplă așa ceva. Dar, Doamne iartă-mă, omul ăla poate are o șansă să trăiască. Nu te apuci să-i sapi o groapă lângă. Nu, nu. Pentru că am auzit și am văzut. Nu. Am înțeles. Doamna doctor, ce să spun? Ora noastră a ajuns la final. Am spus noi de când ne-am auzit prima oară că o să avem ce povesti pe domeniul ăsta. Este. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platoul Bezei Live. Cu mare drag vă mai așteptăm și cu alte ocazii și să sperăm că pregătirile pentru sărbătorile pascale vor fi cu mai puține accidente decât de obicei. Da, da. Să sper. Eu... Să aibă timp și medicii să pregătească o pască, un cozonac, o roșu. Vă mulțumesc, doamna doctor, vă mai așteptăm. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi pe BZI Live. Nu plecați de pe BZI, pentru că astăzi este o zi cu emisiuni interesante. De la ora 11.30 și de la ora 13 intră în direct cu dumneavoastră colega mea Roxana Caraiman, de la ora 15 colegul meu Valentin Huțanu, iar de la ora 16 colega mea Georgiana Adam. Așadar, rămâneți pe BZI Live, nu plecați de aici. Vă doresc sănătate, o zi minunată și numai bine. La revedere!